Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpii mei, înainte să vă rog să vă reocupați locurile, permiteți-mi să vă invit să redeschideți Bibliile în Evanghelia după Luca, la pilda celor poftiți la cină. În vremea aceasta, noi cercetăm pildele Domnului cu scopul să căpătăm învățătură și în seara aceasta am ajuns la a 13-a pildă, pilda celor poftiți la cină. Suntem la cea de-a 14-a lecție biblică. Luca, capitolul 14, versetele de la 15 la 24. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un al doilea a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe toți cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casă. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi frați și surori, prin mila Domnului, suntem în casa Domnului, alături de cuvântul Domnului și ne simțim aici în siguranță, se înnoiește în inima noastră dragostea lui Dumnezeu, primim putere, credință, speranță, lucruri de care avem nevoie pentru înaintarea noastră duhovnicească. Ne-am închinat Domnului prin cântare, rugăciune, ascultarea Evangheliei și continuăm să facem lucrurile acestea crezând că facem lucruri bune. Avem confirmarea Bibliei că lucrurile astea sunt duhovnicești și făcându-le ne apropiem de Dumnezeu. Ne facem inima mai bună și ne cheltuim timpul cu folos. În seara aceasta, dragii mei, pilda celor poftiți la cină. Aș vrea să citesc versetul 1 din capitolul 14 pe care nu l-am citit. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Versetul 15 acum. Unul dintre cei ce ședeau la masă, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: în introducere vreau să vă spun următoarele lucruri. Liderul fariseilor, unul dintre liderii învățătorilor din vremea aceea, l-a invitat pe Mântuitorul Iisus Hristos să vină în casa lui și să mănânce. Era un obicei al vremii, când apărea un învățător celebru în zonă, oamenii bogați, oamenii cunoscuți, liderii orașului, în mod special liderii religioși, invitau acest musafir foarte cunoscut în casa lor și își invitau toată elita de prieteni de nivelul lor, din mai multe motive. Primul dintre ele era ca să pună întrebări subtile cu dublu înțeles musafirului și prin răspunsurile pe care acesta le dă, ei să-și dea seama ce fel de om este și care este filozofia lui de viață și teologia lui. Apoi, musafirii invitați puteau să vadă noile lor achiziții din casă. Era un prilej ca să-și etaleze proprietatea, slugile, ornamentele, decorul și așa mai departe. Iată dar că Domnul Iisus Hristos este invitat în casele păcătoșilor, ale vameșilor și Domnul se duce.
Este invitat în casele fariseilor, cărturarilor și Domnul se duce. De data aceasta este invitat în casa liderului învățătorilor din oraș. Și ajungând acolo, găsește mese împodobite cu tot felul de bunătăți și foarte mulți oameni. Și dacă veți citi capitolul 14, Domnul Iisus Hristos profită de mulțimea adunată și începe să le vorbească. Le vorbește despre cum se organizează o masă, o cină, care sunt prioritățile, care este scopul și de ce trebuie să se țină cont. Și pentru că Domnul Iisus Hristos a văzut adevăratele motivații cu care El a fost invitat și toată elita de oameni bogați adunată acolo, El a spus, atunci când cineva face un ospăț, ar fi bine să invite anumite categorii de oameni din următoarele motive. Și apoi Domnul vorbește despre binefacere, despre dărnicie. Și la un moment dat, în timp ce El vorbea, erau la masă, mâncau. Era o casă mare, erau mâncăruri alese, erau oameni special din oraș. Numai unul și unul. La un moment dat, în timp ce Domnul vorbea, despre ce vorbea? Priviți versetul 14. Și va fi ferice de tine pentru că n-au cu ce să-ți răsplătească, dar se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Următorul verset. Unul dintre cei ce ședeau la masă, unul dintre oamenii de frunte ai orașului invitat în casa liderului învățătorilor, unul dintre oamenii aceștia, când a auzit aceste vorbe, a reacționat, zicând, făcând o afirmație, ferice de cel ce va prânzi în împărăția de care vorbești tu. Domnul la rândul lui, auzind afirmația făcută de omul acesta, care stătea împreună cu el la masă, le spune pilda. Totdeauna o pildă se tălmăcește, se interpretează, stabilind care a fost motivul pentru care a fost rostită. Orice om când scrie o scrisoare sau dă un telefon, are un scop. Noi putem înțelege greșit conținutul scrisorii sau al telefonului dacă nu știm în ce împrejurare s-a hotărât să scrie sau să sune. Care a fost motivul inimii lui? Domnul spune această pildă, dar trebuie să știm în ce context o spune și ce l-a determinat să o spună. Care a fost motivația pildei? Domnul spune această pildă cel puțin din două motive. Primul dintre ele, Domnul dă un răspuns divin la o afirmație pe care o face unul dintre oamenii care stăteau la masă cu el. Observați că Mântuitorul îi răspunde, așa spune Scriptura, Iisus i-a răspuns. N-avem niciun dubiu că a fost un răspuns. Nu este interpretarea predicatorului. Scriptura spune, Iisus a răspuns omului care a afirmat. Asta înseamnă că tot ce spune Domnul are legătură cu afirmația aceea. Dar care a fost afirmația? Afirmația a fost următoarea. Ferice de omul care va ajunge la masă în cer. Și Domnul spune o întâmplare imaginară cu o masă și cu oameni care vor ajunge să stea la masă. Domnul spune o întâmplare imaginară cu o masă din cer, simbolizată de o masă de pe pământ. Și spune despre mai multe categorii de oameni care au fost invitați la masă și unii n-au venit. Și indirect răspunde fariseului care a zis, ferice de cei care vor fi invitați. Și Domnul spune următorul lucru, omule, toți sunt invitați, dar nu toți răspund invitației. Și în pilda care o spune, fiind o întâmplare imaginară, explică cum omul care a dat o masă îi invită pe toți, dar unii nu vin. Al doilea motiv pentru care Domnul spune pilda este ca să profite de afirmația omului, Domnul profita de afirmațiile pe care le făceau oamenii din jurul lui, sau de anumite lucruri, evenimente care se întâmplau în jurul lui și agățându-se de aceste lucruri, pornea o discuție cu caracter de învățătură, de disciplinare, de corectare, care să conducă la pocăință.
Domnul a venit să iubească pe oameni, dar nu putea să iubească decât corectându-i. Totdeauna un tată sau o mamă are intenția să-și corecteze copilul pentru că îl iubește. Vecinii nu-l corectează, vecinii râd. Străinii râd. Dar tata și mama roșește, îl cheamă și spune: fiule, oamenii au râs de tine, dar să nu crezi că ai făcut un lucru bun pentru că au râs. Au râs disprețuindu-te. Uite, tu ai greșit aici, să nu mai faci așa. Mama și tata, din dragoste, dă învățătură ca să se corecteze. La fel a procedat Domnul. Care sunt elementele pildei? Când spun elementele pildei, mă refer în principiu la categorii de oameni. Omul bogat care dă o cină, invitând foarte mulți oameni la masă, este prima persoană, primul element din pildă. Omul acesta îl simbolizează pe Dumnezeu. Iar cina care s-a dat este vorba de cina de care a întrebat fariseul de mai devreme, spunând: ferice de cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. La cina aceea se referea Iisus. Cei trei oameni care, deși au fost invitați, au refuzat invitația să participe, sunt oameni din Israel. Probabil, repet, probabil, sunt oamenii de frunte din Israel, respectiv preoții care se ocupau de slujirea la templu, învățătorii care se ocupau de slujirea în sinagogă, sau leviții, oamenii care în general slujeau poporul, oamenii de frunte, oamenii cei mai de aproape. Însă, în Luca, capitolul 11, versetul 52, Scriptura spune: vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, însă voi nu ați folosit cheia cunoștinței ca să intrați și nici pe alții care vor să intre nu-i lăsați. A treia categorie de oameni sunt cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi, care au fost și ei invitați, dar nu în primul rând, ei au fost invitați în al doilea rând. Patra categorie de oameni sunt un alt grup care sunt invitați, dar nici în prima invitație, nici în a doua invitație, ci în a treia invitație. De consemnat faptul că în pilda celor poftiți la cină sunt trei invitații și fiecare invitație se adresează unei categorii specifice într-un anumit timp, într-o anumită împrejurare. Oamenii ăștia, spune Biblia, că au fost siliți, au fost determinați. Ultimul element al pildei este robul omului bogat care a dat cina și foarte probabil că robul acesta sunt slujitorii lui Dumnezeu, ori îngerii din ceruri, ori slujitorii de pe pământ. Care este explicația pildei? Afirmam puțin mai devreme că sunt trei categorii de oameni invitați la cină. Prima categorie, cu siguranță, sunt evreii. Foarte probabil că sunt slujitorii poporului evreu. Anticipam preoții, învățătorii, leviții, oamenii care slujeau. Priviți, vă rog, că invitația la cină este ușor să desprindem și din text, este ușor să desprindem și din cultura orientală, că în vremea aceea, invitația la o sărbătoare, nuntă sau o masă festivă se făcea de două ori. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 16. Un om a dat o cină și a poftit pe mulți. Punct. Prima invitație. Persoana care dătea masa, care făcea o festivitate, nuntă sau altceva, o sărbătoare, organiza data și prin robii săi trimitea oameni în sat, spunându-le: pe 20 iunie sau în prima duminică la lună nouă ești invitat de stăpânul meu la sărbătoarea, și explica ce fel de sărbătoare. Și îl informa pe om. Omul avea obligația să confirme că vine sau să infirme că nu poate să vină, spunând: din anumite motive nu pot veni. Priviți, vă rog, versetul 17. La ceasul cinei trec lunile și ajungem în 20 iunie.
E bine, înainte de masă, cu puțin timp, robul mergea din nou, dar de data aceasta numai la cei care au confirmat că vin. Și acum nu-i mai invita, că i-a invitat cu 2-3 luni înainte și ei au promis că vin. Și acum le spunea doar atât, priviți în text, toate sunt gata, vă rog să poftiți. Scopul acestei reamintiri era să le aducă aminte și să le spună gata, ridicați-vă și veniți în casa stăpânului că sărbătoarea vă așteaptă, este pregătită. Observați că există invitația propriu-zisă cu o perioadă de timp înainte, o lună, două, trei, și oamenii spun pot veni, confirmând, sau spun nu pot veni din anumite motive. Există aducerea aminte în ziua sărbătorii, dar numai pentru cei care au promis că vin. Însă uitați ce se întâmplă. Dar toți, parcă fusese revorbiți, au început să se dezvinovățească. De ce era nevoie să se dezvinovățească dacă nu erau vinovați? Ce anume i-a făcut vinovați? Știți ce i-a făcut vinovați? I-a făcut vinovați faptul că au promis la prima invitație că vin și mai apoi, din anumite motive pe care ei le explică, n-au mai venit. Au trecut drept niște oameni care l-au făcut pe omul care a dat cina să comande multe porții, să se cheltuiască, să se pregătească foarte mult, în speranța că oamenii vor fi de cuvânt și vor onora promisiunea făcută în baza invitației, și când colo, oamenii aceștia nu și-au mai onorat promisiunea și n-au vrut să mai vină. Ei s-au simțit vinovați, erau, de fapt. Și atunci au început să se dezvinovățească, spunând, știi ce, e adevărat, când a venit robul tău cu 3 luni în urmă, așa cum se face după obiceiul nostru, am promis că venim, dar uite, a apărut ceva ca din senin și nu mai putem veni. A apărut ceva peste noapte și nu mai putem veni. Această categorie de oameni au refuzat să mai vină după ce au promis că vin. Făcându-se vinovați înaintea stăpânului, că l-au pus la o cheltuială mare și în mod ciudat și-au încălcat cuvântul. Ce consăteni, ce cunoștințe, ce rude, ce prieteni. Promit cu 2 luni în urmă că vin la nunta copilului și nu se mai țin de cuvânt. Plătești 200-500 de porții de mâncare și jumătate nu vin pentru că își încalcă cuvântul. Și când lucrul acesta se întâmplă între oameni, mai este cum mai este. Dar întâmplarea aceasta este imaginară și ea reflectă faptul că oamenii și-au încălcat promisiunea făcută față de Dumnezeu. Priviți, vă rog, care au fost scuzele oamenilor care au promis că vin și n-au mai venit. Verificarea unui ogor care a fost cumpărat. Cei mai mulți dintre noi știm că în vremea aceea în Orient, cumpărarea unui pământ dura câteva luni de zile. Primul lucru care se făcea era că omul care dorea să cumpere pământul se ducea să-l vadă. Pentru că el știa ce dorește să facă cu pământul. Să pună legume, să pună pomi, să pună viță de vie, să pună flori, el știa ce vrea să facă cu pământul și în funcție de intenția pe care o avea, să-și facă o casă, căuta o anumită bucată de pământ, ca și mărime, ca și structura solului, ca și așezare, ca și poziție geografică. Ei, omul acesta aduce o scuză care este de-a dreptul impertinentă. Prin faptul că el spune, mi-am cumpărat o bucată de pământ și acum mă duc să o verific. Pentru orice om din vremea aceea, era limpede că bucata de pământ se verifica nu după ce ai cumpărat-o, ci înainte să o cumperi. Care dintre noi cumpără o mașină fără să o încerce? Care dintre noi se căsătorește fără să vadă fata sau băiatul? Care dintre noi își cumpără o pereche de pantofi fără să-i bage în picioare ca să vadă dacă sunt prea mari sau prea mici?
Care dintre noi își cumpără o bucată de pământ înainte să se ducă să-l vadă și să constate dacă este ceea ce are nevoie sau nu? Ce fel de om trebuia să fie omul care plătește, face actele pe o bucată de pământ pe care nici măcar nu l-a văzut? Și după ce a perfectat actele de vânzare-cumpărare, se duce și el să-l vadă. Întrebarea mea e următoarea. De ce te mai duci să-l vezi? Că oricum l-ai cumpărat. Scuza asta este o scuză impertinentă. E o scuză ieftină. Este scuza unui om care a promis, care nu are niciun motiv și care încearcă să se scoată pentru că din anumite motive nu mai vrea să participe la sărbătoare. A doua scuză, la o altă categorie de oameni, este probarea celor 5 perechi de boi care fusese răcumpărați. Este limpede că atunci când cineva cumpără un animal, îl cumpără pentru un anumit scop, de obicei să-l folosească la munca câmpului. Noi toți cei care am fost implicați sau am văzut pe părinții noștri implicați în munca câmpului și în vânzarea sau cumpărarea animalelor, știm că era o adevărată filozofie să cauți un cal după dinți, să te uiți la copite, la o vacă sau la un alt animal, la un purcel sau la nu mai știu ce păsări și animale atunci când le cumpărai, pentru că le cumpărai cu un anumit scop. Ei, omul acesta spune, am cumpărat 5 perechi de boi. De obicei nu se cumpărau fără soț, nici măcar n-a spus 4 sau 6. Apoi, nu se cumpărau fără ca să-i probezi, fără ca să-i verifici. Ce mai faci cu ei dacă după ce îi verifici constați că nu sunt buni? Că deja ai cumpărat. Niciun om nu și-ar fi cumpărat animale fără să le vadă și după ce le-a cumpărat și au fost aduse acasă, să duce să vadă dacă sunt bune. Domnul, în întâmplarea imaginară, aduce aceste scuze ca să scoată în relief ce prostească este atitudinea oamenilor care încearcă să justifice lipsa după ce au promis că vor fi prezenți, aducând niște scuze mojice. Un al treilea om, o a treia categorie de oameni care își scuză atitudinea de a nu se ținea de cuvânt, este trebuie să am părtășie cu soția că tocmai m-am căsătorit. De obicei la nuntă nu se invită soțul, se invită familia dacă e căsătorit omul. Dacă e singur, se invită singur. Dacă are nevastă, se invită cu nevasta. Să-i spui unui om, păi nu vin că sunt însurat, omul spune, păi ia-ți nevasta cu care te-ai însurat și veniți amândoi, că eu mă bucur că veniți amândoi. Mai mult de atât, nimeni nu se căsătorește de azi pe mâine, omul acesta a pus problema căsătoriei lui ca și cum s-a culcat singur și s-a trezit căsătorit în timpul nopții. O căsătorie nu este întâmplătoare, nu se face așa între două stații de tramvai. Dar Domnul dă cele mai penibile exemple, că e o întâmplare imaginară, ca să demonstreze cât de penibilă este atitudinea oamenilor care sunt invitați să prânzească în împărăția lui Dumnezeu și resping chemarea să se pocăiască, aducând tot felul de scuze care sunt de-a dreptul ridicole. Observați ce spune Biblia. Când s-a întors robul, a spus stăpânului scuzele celor care n-au mai venit. Stăpânul atunci a avut o reacție. Biblia ne spune versetul 21. S-a mâniat. Înțelegem că oamenii aceștia au fost vinovați refuzând invitația după ce au acceptat-o din faptul că stăpânul s-a mâniat. Dacă ei nu aveau de gând să vină, trebuia să spună de la început, nu venim, nu te cheltui pentru noi, suntem ocupați sau nu vrem să răspundem invitației tale. L-au pus pe om să se cheltuiască, omul a pregătit totul și acum când a trimis pe robul lui din nou să înnoiască invitația aducându-le aminte, ei spun nu. Poporul ăsta, Israel, a creat așteptări lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a luat prin Avram
prin care a făcut un popor. Și oamenii ăștia s-au arătat interesați pentru mântuire. Au zvâcnit prin proroci, prin preoți și prin oameni de caracter. Și asta a demonstrat că ei au nevoie de Dumnezeu și că așteaptă ca Dumnezeu să facă ceva. Și atunci Dumnezeu, văzând dorința poporului, a încercat tot felul de metode ca să-i aducă înapoi, culminând cu trimiterea în lume prin întruparea Fiului Său. Oamenii ăștia de-a lungul miilor de ani au promis, da, Doamne, venim, da, Doamne, suntem gata, renunțăm la idolatrie, ne alipim tare de Tine, Îți iubim legile, Te iubim pe Tine, renunțăm la căsătoriile mixte și păcătoase, ne educăm copiii în spiritul Scripturilor, nu ne mai trebuie mod de viață păcătos. Și Dumnezeu s-a uitat la nevoia lor, la dorința lor, la așteptările lor, la căutarea lor și a pregătit cina. Și când a fost gata, oamenii ăștia toți au dat înapoi și nu s-au mai ținut de cuvânt. Au spus, nu mai avem nevoie de mântuire. A venit la ai săi și ai săi nu l-au mai primit. Au folosit autoritatea politică a Romei și la instigarea preoților. Au determinat pe guvernatori să-L condamne la moarte pe Iisus, în ciuda faptului că generații la rând înainte de ei L-au așteptat să vină. Toți profeții vorbeau despre Mesia, despre unsul care va veni. Și poporul acesta a reclamat acțiunea lui Dumnezeu de mântuire în mijlocul lor cândva. Și la împlinirea vremii Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dar s-a ținut de cuvânt pentru că ei au așteptat ca Dumnezeu să-și facă partea. Și când Dumnezeu și-a făcut partea, ei au dat înapoi într-un mod absolut penibil, ridicol și copilăresc. Și Domnul, prin pilda aceasta, le vorbește învățătorilor care stăteau la masă, masa era plină de învățători ai legii, pentru că liderul lor i-a invitat împreună cu Iisus. Și Domnul le spune următorul lucru, părinții voștri, părinții părinților voștri, neamurile de dinainte, generația părinților și părinților noștri, au așteptat ca eu să vin. Eu am venit și voi mă disprețuiți. Voi nu mă suportați, mă ironizați, încercați să mă omorâți. Îmi puneți întrebări, mă iscodiți, mă pândiți. Priviți ultima parte a versetului 1, suntem doar în capitolul 14, Evanghelia după Luca. Îl pândeau de aproape. Cine? Cei care erau cu el la masă. L-au invitat la masă și îl pândeau de aproape. Ce înseamnă îl pândeau de aproape? Cu foarte multă atenție îl spionau să găsească ceva în comportamentul lui de care să se agațe. Și Domnul le spune, de la Avram, părintele vostru, toate generațiile până astăzi m-au așteptat să vin. Au promis că atunci când voi veni, mă vor sluji pe mine și pe Tatăl care m-a trimis. Și eu am venit, din dragoste pentru voi. Am venit ca să onorez promisiunile pe care le-a făcut Tatăl și voi mă respingeți, voi mă omorâți, voi mă loviți cu pietre, voi mă blestemați, spuneți că am drac, voi nu mă acceptați, vă închideți inima, vă închideți casele, învățați poporul să se ferească de mine de parcă aș fi un rău intenționat. Ați promis că veți sluji Domnului, de ce nu vă țineți de cuvânt? Ei au făcut o afirmație, ferice de cine va prânzi în împărăția cerurilor. Și Domnul le spune, nu depinde de mine, pentru că eu vă chem pe toți, depinde de voi. Uite, unul nu vine pentru că minte că și-a cumpărat pământ și trebuie să ducă să-l vadă. Altul minte că și-a cumpărat un număr nepotrivit de boi și se duce să-i încerce. Altul minte că s-a trezit dimineața căsătorit și acum trebuie să-și cunoască soția. Așa sunteți voi. Găsiți scuze ca să nu vă pocăiți după ce ați promis că vă pocăiți. Domnul aici vorbește unora care au promis deja și acum urma să se țină de cuvânt că a venit vremea. Și Domnul le spune, mi-ați promis. De-abia a doua
invitație este către unii care n-au mai fost invitați și a treia invitație este către unii care n-au mai fost invitați. Care e a doua invitație? A doua invitație este către cei care stau în piețe și pe ulițe, dar ăștia nu fuseseră invitați, că nu făceau parte dintre cei aleși. Nu erau preoții, nu erau învățătorii, nu erau leviții, nu era spuma poporului, erau oamenii de rând și ei n-au fost invitați inițial. Dar pentru că cei care au fost invitați, promițând că vin, nu s-au ținut de cuvânt și l-au dezonorat pe cel care a pregătit cina și i-au făcut pagubă și l-au tratat cu dispreț, că au inventat niște scuze penibile ca să-l mintă. Observați că Domnul se mânie, dar nu se răzbună. Oamenii lui Dumnezeu, dacă puteți, primiți această învățătură. Scriptura ne spune că Domnul s-a mâniat, dar nu s-a răzbunat. Știți cum s-a manifestat mânia? Pur și simplu i-a lăsat în pace și nu i-a mai invitat niciodată. I-a invitat de două ori. Odată au spus că vin, altă oară au spus că nu vin. A doua oară au spus că nu vin. Pur și simplu i-a lăsat în pace. Pur și simplu i-a lăsat în pace. A venit la ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dar celor care nu l-au primit, nu le-a dat dreptul ăsta. El le-a dat, dar ei l-au respins. Spuneam că a doua categorie sunt cei care, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, când s-a întors robul, i-a spus aceste lucruri și stăpânul a zis: du-te repede în piață și pe stradă și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Nu mai e vorba de elită. Robul s-a dus, aceștia au venit. N-a fost vorba de două invitații, preinvitație și invitație. N-a fost vorba de înștiințare din timp. Nu, de asta numai oamenii mari au nevoie. Săracii, ciungii, orbii, șchiopii, oamenii simpli, oamenii modești, oamenii fără o valoare de sine grozavă, oamenii care nu sunt umflați în părerea lor despre sine. Pe ăștia îi chemi și vin. Au venit, s-au așezat la masă, însă robul face o constatare. Stăpâne, i-am chemat pe toți, toți au venit, dar mai sunt locuri. Și acum urmează o a treia invitație. Du-te la garduri și pe toți cei pe care îi găsești, silește-i să vină. Invitația capătă intensitate și forță. Când vorbește de silește-i, nu-i vorba de a-i forța pe oameni să se pocăiască. Aici este reclamată urgența de a-i aduce, responsabilitatea de a-i aduce și eficiența în intenția de a-i aduce. Răspunsul Mântuitorului către omul de lângă el, care a afirmat mai devreme, ferice de cel care va prânzi, este următorul. Prietene, tu spui cu un aer așa religios, ferice de cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și eu îți răspund, toți oamenii, și elitele, și modeștii, și ignoranții, absolut toți sunt invitați. Indiferent că sunt invitați la prima invitație, la a doua sau la a treia, toți sunt invitați. Prima oară, spune Biblia, a invitat pe mulți. A doua oară, spune Biblia, a invitat pe alții. A treia oară, spune Biblia, a invitat pe restul. N-a mai rămas nimeni. Însă, prietene, ascultă-mă, toți sunt invitați, dar unii resping invitația. Și dacă o resping, nu vor avea parte de ea, dar nu pentru că n-au fost invitați, ci pentru faptul că, invitați fiind, au respins invitația. Frați și surori, priviți, vă rog, că la aceeași predică reacțiile sunt diferite. Unii o ascultă cu lacrimi în ochi și își văd greșelile, își văd slăbiciunile. Nu pentru că sunt niște bandiți, nu, sunt oameni de treabă, dar au greșeli și alunecări. Și le văd, se uită la ei și zic cam așa: Doamne, în fiecare seară de 20 de ani îți promit că nu mai fac. Și de fiecare dată, ca și cum
uit când mă trezesc dimineața. Îmi scapă ba una, ba alta. Îmi e rușine de mine, Doamne, că îți promit mereu și îmi scapă, nu mă pot ține de cuvânt de multe ori. Ascultă predica cu lacrimi în ochi sau citesc Biblia cu lacrimi în ochi sau meditează cu lacrimi în ochi, iar alții au atitudine disprețuitoare, au scuze pentru orice fel de comportament, aduc niște argumente de te umflă râsul, care n-au niciun suport în lumea oamenilor mari, și te uiți la aceste două categorii de oameni și realizezi că n-ai ce-i face. Ce să-i faci, n-ai ce-i face. Pentru că unii nu vor. Unii nu vor. Invitația este făcută, dar nu vor. În biserică nu se folosește forța. În biserică amenințările trebuie reduse la minim. În biserică pedepsirea trebuie redusă la minim. Pentru că dacă omul nu ascultă de frică de Domnul, nu va asculta de frică de oameni. Dacă nu se teme de cel care are pedeapsa și focul în mână, nu se va teme de mine și de legitimația mea de pastor senior și nici de Comitetul Bisericii Betania. Cu noi se luptă fără nicio problemă. Știți de ce? Pentru că nu se teme de stăpânul nostru. Nu se teme de stăpânul bisericii. Oameni care nu vor să răspundă chemării. Nu vor să răspundă chemării în mod personal, nu vor să răspundă chemării ca soți, ca soții, ca cetățeni, ca frați și surori din biserică. Oameni care au fost chemați, care au promis că vin. Într-o zi au fost aici deasupra în baptistier. Cu un an, cu 10, cu 50 în urmă. Au avut lacrimi în ochi atunci. A fost prima invitație a robului. Și au fost întrebați, vrei să-L slujești pe Iisus? Da. Până când? Până la moarte. Și a trecut o vreme, mai lungă sau mai scurtă. Și Domnul vine din nou și spune, vreau săptămâna asta să vii și să faci lucrarea asta pentru mine. Și spui, nu pot, că am nevastă. Vreau luna asta să faci această lucrare pentru mine. Vreau să primești oaspetele ăsta la noapte. 3 nopți vreau să doarmă la tine omul ăsta. Și spui, nu pot, pentru că... Scuze. Observați, vă rog, câteva lucruri. Scuzele pot fi multe la număr. Pământ, proprietăți, boi, achiziții, familie, neveste, copii, obligații, responsabilități, bucata de pâine. 2. Scuzele pot fi sau nu plauzibile, raționale. Însă, totdeauna, ele înlocuiesc ceea ce omul ar trebui să facă. În loc să facă, aduce scuze. Dar scuzele nu fac ce ar fi trebuit el să facă. Rămâne nefăcut lucrul ăla. Și el încearcă să pună o scuză în locul unei slujiri. Dumnezeu nu are nevoie de scuze, are nevoie de slujire. Slujirea mea, slujirea dumitale, nu poate fi înlocuită cu o scuză. Scuza nu înlocuiește o slujire. În al treilea rând, scuzele produc mânia lui Dumnezeu. O, stăpânul s-a mâniat. Ai promis. Ai cunoștința. A venit Duhul Domnului peste tine. Ai ascultat mii de predici. Știi totul. Inima ta a fost odată deschisă. Ai fost odată plin de dragoste. Acum scuzele astea atrag mânia lui Dumnezeu. Nu-i vorba de frați, nu-i vorba de orizontală, atrag mânia lui Dumnezeu. Al patrulea rând, scuzele oamenilor îi scoate din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu le întoarce spatele și se îndreaptă înspre alții. Frate drag, te cheamă Dumnezeu să faci un lucru și în loc de prezență, trimiți o scuză. Și atunci stăpânul ți întoarce spatele și îl cheamă pe cel de lângă dumneata, care deși are 5 clase mai puțin, are 10 sau 20 de ani mai puțin, n-are rude și bani câți ai dumneata, totuși îl cheamă Dumnezeu și el vine. Și nu aduce scuze, aduce disponibilitate, aduce responsabilitate
aduce slujire cu toată inima și cu toată dăruirea și Dumnezeu se folosește de el. Are cu 5 clase mai puțin decât dumneata, dar Dumnezeu se folosește de el, pentru că el nu aduce scuze, el aduce, se aduce pe sine și își aduce slujirea lui. Scuzele ne acuză și produc mânia lui Dumnezeu, care vine peste noi și Dumnezeu ne întoarce spatele. Dumnezeu nu stă în drum de noi. Dumnezeu nu stă în drum de nimeni. Dacă nu vrei să vii și aduci tot felul de scuze, Dumnezeu se mânie, întoarce spatele și cheamă pe altul. Împărăția lui trebuie să funcționeze, însă nu cu oameni care se scuză, nu cu oameni ocupați, nu cu oameni care n-au un cap decât proprietăți, n-au un cap decât boi, pământ, neveste, plăceri, nu cu oameni deși în ăștia lucrează Dumnezeu, că ăștia sunt ocupați. Dumnezeu lucrează cu oameni disponibili, cu oameni care fac diferența între priorități și valori. Dragii mei, vreau să vă spun, apropiindu-mă de încheiere, de următoarele lucruri. Versetul 24 este un verset aspru. Uitați-vă în Biblie. Vă spun că niciunul dintre cei poftiți nu va gusta din cina mea. Vă imaginați că cina a fost pregătită pentru o categorie de oameni anunțată dinainte și niciunul nu va băga în gură nimic din ce s-a pregătit acolo. Și vor intra alții care la repezeală au fost chemați și restul care a fost invitat. Vă spun că niciunul dintre cei care se scuză, dintre cei care promit și nu se țin de cuvânt, dintre cei care au zis că fac și nu fac, dintre cei care în loc de prezență și slujire trimit scuzele lor, oamenii aceștia nu vor mânca la masa mea. Nu uitați că era vorba despre cine, ferice de cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu, despre masa aia e vorba. Afară sunt oamenii care nu știu să-și stabilească prioritățile și valorile. Oameni credincioși de altfel, dar n-au priorități și n-au valori. Raportul dintre priorități și valori este că valorile stabilesc priorități. Valorile stabilesc priorități. Vreau să vă întreb, dacă unul dintre noi își iubește sănătatea și sănătatea e o valoare pentru el, nu este așa că îți va stabili priorități. Care e prioritatea? Te trezești de dimineață și mai întâi bei o jumătate de litru de apă pe stomacul gol. Nu mănânci, că așa fac chinezii și ăștia au o medie de viață foarte mare. Fiecare mă gândesc că am primit e-mailul ăsta. După 45 de minute mănânci, dacă se poate mănânci oatmeal sau grefuit, nu te pui pe cărnuri, termină cu slănina și cârnații. Apoi trebuie să bei cel puțin 2 litri jumătate de apă. Eu de felul meu, dacă beau un păhărel, mie mi-ajunge. N-am nevoie de apă. Ei, toată lumea spune și cu doctorii în frunte, bea, domne, apă, dar nu-mi trebuie, nu se poate, bea. Și dacă pentru mine este valoroasă sănătatea, îmi impun să beau apă și îmi fixez prioritatea asta. Beau apă. Îmi place, nu-mi place, beau apă. Mănâncă legume, nu-mi place. Ei, dacă sănătatea e o valoare, fixează-ți priorități. Mănâncă legume. Mănâncă mere, un măr pe zi 100 de ani. Nu-mi plac merele, îmi fac rău, mă doare stomacul. Dacă sănătatea e valoare, fă-ți prioritatea să mănânci un măr. Prioritățile sunt în funcție de valorile pe care le ai. Dacă nu te interesează sănătatea, am întâlnit oameni care spun, du-te, domne, de aici, cât mi-a dat Dumnezeu să trăiesc, aia trăiesc. Eu mănânc ce cade în mână. Nu mă interesează pe mine diet, nu mă interesează pe mine că-i cârnat, că-i salată, că-i la 11 noaptea, că-i la 11 ziua. De când mă trezesc până mă culc, când mi-e foame, mânc. Mânc ce-mi cade în mână. Omul ăsta n-are nicio prioritate. El crede că atunci când Dumnezeu îi pune ceasul să sune, indiferent ce mănâncă, el îl pune. Astea-i sunt valorile, astea-i sunt prioritățile. Cei 3 oameni, observați că au putut să renunțe la Domnul, dar n-au putut să renunțe la prioritățile lor. Priorități care demascau adevăratele lor valori. Prioritatea lor era pământul, nu sărbătoarea cu stăpânul. Prioritatea lor erau animalele, nu sărbătoarea cu stăpânul. Prioritatea lor era bucuria cu nevasta, familia și alte priorități, nu sărbătoarea cu stăpânul. Dumnezeu le întoarce spatele, îi lasă să se bucure de pământ, de boi, de nevastă, iar el cheamă pe ciungi, pe orbi, pe șchiopi, pe disprețuiți, pe cei care nu strălucesc,
Pe cei care nu sunt celebri îi cheamă și cu oamenii ăștia Dumnezeu a umplut lumea. Și pe ăștia îi trimite și pe ăștia îi aduce înapoi și pe ăștia îi trimite din nou și peste ei a pus pe Duhul Sfânt și peste ei a pus Scriptura și peste ei pune protecția Lui și spune în veac voi fi cu voi și nu vă voi lăsa niciodată, duceți-vă în numele meu, duceți-vă în numele meu și faceți ucenici. Și Dumnezeu îi folosește pe oamenii ăștia. Și în încheiere ne întoarcem din nou la masă. Un grup de oameni care conduceau orașul, un grup de oameni care conduceau templu, un grup de oameni care conduceau sinagoga, un grup de oameni în fața cărora cetățenii din sat își scoteau pălăria, că erau rabii. Și oamenii ăștia i-au promis lui Dumnezeu că fac și nu s-au ținut de cuvânt. Și Dumnezeu le spune acum pilda aceasta care de fapt vorbea, le vorbea lor, era o întâmplare imaginară care bătea apropo la ei, dar ei se mânie. Și zice, aha, a venit să ne bată apropo, în loc să se pocăiască, s-au întărâtat și a spus, vorbește despre noi. S-au simțit atacați, au luat-o personal în fire, nu în Duhul, și Iisus a plecat, iar între ei n-a rămas niciun rod. Scumpii mei, de multe ori și eu stau la masă cu Domnul și dumneata la fel. Și punem întrebări, facem afirmații. Și Dumnezeu ne vorbește prin predică, prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin vise de noapte, prin prorocii, prin sfatul fraților, al părinților. Să nu vă mâniați când vă vorbește Domnul, că El nu vorbește ca să ne atace, El nu vorbește ca să ne întărâte, El ne vorbește ca să ne corecteze. Pentru că avem nevoie să ne sfințim, ajunge că în trecut am fost cum am fost. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să ne desăvârșim și mântuirea și slujirea. Și ferice de cel care o va face, pentru că omul ăsta va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Vă chem, frați și surori, să stăm la rugăciune, ridicați în picioare. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.bethany.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@bethany.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.